Babele reprezintă simbolul dintre anul vechi și anul nou, dintre iarnă și vară. Se spune că în aceste zile, Baba Dochia își împlinește zilele urcând muntele cu turma ei de oi, iar zilele sunt înșelătoare precum caracterul acesteia. O legendă ne-o întruchipează pe Baba Dochia drept o bătrână ursuză care își oropsea nora, până când, convinsă că a venit primăvara, decide să plece cu oile la munte. Își va da treptat câte un cojoc de pe ea, ajungând la un moment dat să nu mai aibă niciun conjoc și ajunge să moară de frig. O altă legendă spune că a fost transformată în stană de piatră, după ce l-a supărat pe zeul intemperiilor, Gebeleizis, la daci. Ea ajunge să îl supere foarte tare pe zeul intemperiilor, zeul Geto dacilor, și din acest motiv ea va fi pedepsită și ajunge să fie împietrită în momentul în care va urca muntele Ceahlău. În jurul acestor zile s-au creat obiceiuri și superstiții cu privire la anul ce va urma. Astfel, fiecare dintre noi trebuie să-și aleagă o babă și, în funcție de cum va fi vremea respectivă, așa vor fi și zilele noastre pe tot parcursul anului. Dacă unii botoșeneni aleg să țină cont de aceste superstiții, alții spun că nu li s-a întâmplat să se potrivească până acum ziua aleasă cu anul ce a urmat. Nu în totalitate. Nu. Mi-aleg o zi, dar nu mi s-a adevărat niciodată. Deci întotdeauna, chiar dacă a fost ziua urâtă, viața mea a fost mai bună. Scutul zice cojoacele în fiecare zi, depinde. Fiecare om își alege data când vrea, zice cum o să fie ziua de Baba Dochia, așa o să fie viața. Vă să credeți în așa ceva? Cred că marea majoritatea cam așa s-a adevărat. Cred. De mic, așa spune că vine de la 1 martie, babele. Picinci. Legenda Babei Dochia este susținută de rocile din munții Ceahlău, mărturie vie a acestui mit românesc.